Hai mă, că nu ne-am rătăcit, o să ajungem imediat. Hai, nu mai avea așa emoții, relaxează-te. Hai, cu grijă, pas cu pas, nu te grăbi, te rog. Vezi că avem o problemă? De urs? Unde suntem? Nu vezi că pădurea se întinde peste tot? Câini acum. Știi cum se cheamă asta, iubito? Aventura vieții noastre. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața? Îți place, place, îți place. Viața cu Verdini! E acolo sus cum urcăm. Așteaptă și pe mine, băiețul ăla. Mă ajută! Hai, Vito, că am obosit. Hai, cu grijă, pas cu pas, nu te grăbi, te rog. Nu am o oră de bicicletă. Hai că nu e așa mult că mai ai o oră de bicicletă, mare lucru. Nu mai vii pe nicio plajă? Stăm la șezlonguri de acum înainte? Bine. Bine, ce-i drept? Plaja asta a fost suficientă. V-am mai zis că ador mirosul ăsta de pin copt. Este genial. Și cuvântul cheie este genial. Totuși, dacă ți-aș fi zis să cobori pe aici, cred că n-ai fi coborât. Vino și iar. Pe acolo. Da, da. Haide. Hai, mi amor. Easy, easy, slowly, slowly. De ce ți-e frică? Păi atunci grăbește-te. Fă gălăgie ca să sperii viperele. Dacă sunt vipere. Ce mai fac? Intrăm prin boschet, că n-avem ce face. Nu, doar 2 minute. E, uite, până aici veneai cu bicicletele. Vezi? Și de aici trebuia să cobori. Și noi am făcut bine cum am făcut, chiar dacă a fost un pic mai greu. Eu zic că pe aici, pe coastă, ca să ajungem la miradorul acela. Chestia e că el chiar știe pe unde să mergem pe jos, cu toate că nu este un drum. Efectiv, mergem fix pe curba asta pe care o face. Hai mă, că nu ne-am rătăcit, o să ajungem imediat. Știu că-ți pare că mergem de mult timp, dar... Două minute ți-ar face. Nu, pe ăsta nu se updatează deloc. 10 pe drum. Am mers, dar nu... Da, da, ți-a dat 2 minute. Știu, dar nu merge. Ce vrei să fac? Na, îi mai dau o dată, uite. 2 minute, start. Iar îmi dă 2 minute. Eu am o singură teamă, să nu fim pe vreun teren privat și să nu putem ieși din cauza gardului. Vrei să sărim gardul ăla? Că poate e șosea. A, uite drum.
Asta pare a fi drum. Nu? Așa pare. Vezi, iubito, totul se termină cu bine, am găsit drumul. Care nu știm unde duce. La biciclete. Da. Special făcut pentru bicicletele tale, domnule. Hai, nu mai avea așa emoții, relaxează-te. Că nu rămânem pe aici, uite, e 20-38, ăsta e drum. Crezi că avem o problemă? Da, o mare problemă. Eu sper să se facă dreapta aici. Pentru că pe aici n-arăta ăsta. Ai venit pe ăsta ca să știi că e bine pe unde ți arată ăsta. Am zis să mergi și tu mai lejer. Cred că trebuia să păstrăm coasta. Că noi n-am mai ținut coasta. Creasta. Noroc că nu se face noapte foarte repede, nu? Practic trebuie să mergem tot înainte. Uite, au mai fost oameni pe aici, au adus o copaie, vezi? Ah. Ok. Deci e bine, suntem bine dacă au avut rațe. De urs? Știi cum se cheamă asta, iubito? Aventura vieții noastre. Tu nu vezi că pădurea asta se întinde peste tot pe aici? Păi scoate telefonul tău, te rog, că al meu poate își bate joc de mine. Uite și tu. Aveam 110 metri, acum am zis 150. Și ce vrei să pun pe GPS? Biciclete? Nu. Pune Mirador de Maioris. Unde suntem? Aici. Și de aici, mai avem 4 minute de aici. Stai-mă un pic. Deci. Mie nu mai dă nordul, vestul, ceva. Hai să mergem după al tău. Hai. Hai, iubito, că nu e întuneric cât să te sperii la orice adiere. Mergi bine? Așa se pare. Mie îmi dă pe dos. În fine, mergem după al tău, că e clar că al meu e cretin. Vrei să sărim gardul, să trecem în partea cealaltă? Nu, ce ți se pare mai interesant? Că ne-am întoarce unde am venit. Gardul ăsta venea pe drumul ăla, așa. Păi și de ce e încolo? Eu propun să trecem pe partea cealaltă a gardului. Vino încoace. De ce? În curtea lor? Nu, mă, curtea nimănui. Hai să mergem. Păi și ce? Spunem că ne-am rătăcit. Ce, ți-e frică de proprietari? A, câini acum. Da, da, uite, e mai bătătorit drumul pe aici. Hai, pe unde vrei, zi. Uite, văd o casă în depărtare acolo. Ups. E gard. Uite, cineva aleargă pe acolo. A, vine încoace. Hello. Excuse me, we got lost. Is there an exit? One moment. Sorry. Well, tell me. Is there an exit? We got lost. Exit to where? To a road, actually. Alaba?
We need to get here. This is what it's saying. So this is Mayoris. Okay. And there, to, in 6 kilometers, you have Calablava. Okay, but where are you? To Mayoris. To Mayoris. Mayoris is here. You have to go. But is there an exit? Yeah. Okay. Yeah. So I go straight. So straight until the street. But normal road. If I get here, normal road close. There's no normal road here. No road. No. And normal only road grapes. only there. Normal only road. There. Through there, you will see a road. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sorry. Don't worry. So this path, it's okay. Yeah, you can go through this path. Okay. Da, cu GPS-ul ajungeam nicăieri. Cel puțin suntem pe lângă un gard, iubito. Pe o alee, chiar dacă e pădure în stânga. Undeva trebuie să ajungem, eu zic că e ok pe aici. Am ocolit foarte, foarte mult, am zăpăcit, dar asta e. Omul ăla aleargă, vrei să alergăm și noi? Da, mulțumesc. E tot ce-mi lipsea pe ziua de azi. Hai, iubito, că te duc la un restaurant. Bine? Nu mai mănânci la hotel, mănânci la restaurant. Ok? Dacă ajung la restaurant, mănâncă sunt prin pădure. Ne-a zis că mai avem 400 de metri din momentul ăsta pe aici prin pădure. 400 de metri, a zis. E important că nu ne-a prins noaptea, iubito. Da, pentru că noi mergem într-o direcție în care e invers față de bicicletele noastre, pentru că e gard. Fii atentă! Nu există altă soluție decât să sărim gardul ăsta. Adică să sărim pe ei. Ok, tu poți să sari, eu rămân aici. Cum? Tu poți să sari, eu rămân aici. Ne vedem cândva. Îți vei minte tehnica asta. Te ajut eu, dacă tu ajungi aici cu picioarele, te ajut eu. Hai, vino cu acea. Te zgâria rău? Important e că suntem bine, iubito, am reușit. Ai sărit gardul și acum mergem către biciclete. O să luăm bicicletele și mergem înapoi la noi, la Renal. Și nu mai plecăm de acolo până luni. Nu mai plecăm și mâncăm în seara asta la restaurant. Bine? Gata, aventura s-a încheiat și s-a terminat cu bine. După o asemenea zi, ai nevoie de o vacanță, iubito. Două. De două vacanțe? Ia uite, și a mea mi-a căzut și coșul. Am ajuns la hotel.